Bună ziua, stimați telespectatori! Suntem la emisiunea Educația, o ediție specială în această seară, dedicată unei teme, am spune noi, generoase, teatru și educația. Și dacă în fiecare emisiune am avut profesori, directori, oameni care sunt legați mai mult de sectorul de educație, am reușit să aducem în studio în această zi pe domnul Cosmin Brehuță, directorul Teatrului Elvira Godeanu din Târgu Jiu, care îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Cu mare plăcere și ne gândeam că nu numai, să zicem, școala, educația a trecut printr-un și trece printr-un moment greu datorită pandemiei, nici teatrul nu duce mai bine, chiar dacă a avut și reușite în această perioadă. Este adevărat, e o perioadă pe care o trecem cu toții cu greu, încercăm să ne adaptăm, să găsim soluții, să ne reinventăm și să nu pierdem nicio clipă contactul cu publicul, ceea ce bănuiesc că se dorește în toate domeniile vieții pentru a putea exista sau a ne duce traiul și a socializa cât de cât normal. E o perioadă pe care zic eu că aș vrea să zic că am depășit-o, nu am depășit-o, se pare că o luăm de la capăt. O perioadă în care de cele mai multe ori planul făcut de pe o săptămână pe alta sau poate câteodată chiar de pe o zi pe alta s-a modificat din temelii, o perioadă în care a trebuit să găsim soluții urgente, rapide și să vedem proiectele, cel puțin cele pe care ni le-am propus, ducându-se la bun sfârșit. Și mulțumesc lui Dumnezeu și colegilor mei, până acum am reușit. Da, trecem prin momentele din cauza pandemiei, dar în același timp vedem ca un efect al acestei pandemii sau poate și din alte motive că oamenii ajung tot mai rău, tot mai greu în sălile de spectacol și atunci când o fac, parcă nu mai sunt cei care erau înainte de pandemie, parcă s-au schimbat și gusturile și comportamentul. Adevărat, a trecut acest an și jumătate, aproape, n-aș vrea să zic că se fac doi, care au lăsat sechele. Au lăsat sechele în sensul în care statul acasă, lipsa socializării, teama, pentru că de aici pornesc toate, ne-au, pot spune și mi-asum ceea ce spun, ne-au sălbăticit un pic. A fost o perioadă prin lunile aprilie, mai, anul trecut, când ne ocoleam aproape, că ne era frică să nu să strângem mâna, dar măcar să stăm la un metru distanță unul față de celălalt, nu mai zic de o îmbrățișare. Cât de mult ne-a lipsit o îmbrățișare și câteodată era ciudat că nu puteai să-i oferi nici măcar celui drag, pentru că au fost acele restricții. S-a simțit din plin acest flagel, aș putea spune, simplu fapt de a sta acasă, poate, izolat, nevoit fiind, de a butona, de a zapa într-una pe telecomandă sau pe telefon, mă iertați, a creat un anumit tip de comportament care greu se mai poate schimba în momentul în care vii într-o sală de teatru, cel puțin dacă nu ai educația sau obișnuința de a acest exercițiu de a frecventa o instituție de cultură, nu neapărat teatru, operă, filarmonică, balet, un muzeu, de ce nu, sau să consum diverse cursuri care poate nu mai sunt la fel de interesante sau nu schimbă cadrul atât de repede cum suntem obișnuiți acum pe Facebook, nu dăm imediat, deja e un gest reflex acesta. Da, totul e mult la altă viteză, să spunem așa. Și nu mai avem răbdare să apucăm să și simțim, să ne simțim. Tocmai de aceea invit cumva pe toată lumea să vină la teatru, să nu-și piardă acest exercițiu și să aibă curajul de a se lăsa pradă emoției. Ceva ce calculatorul, device-urile, televizorul le oferă un pic mai greu. Sau dacă le oferă, le oferă într-un mod brutal, într-un mod care te trimit către formele primare de emoție și mai puțin către ceea ce înseamnă poate o metaforă, o imagine sau un cuvânt spus într-un anumit fel pe care mult mai ușor o regăsești la teatru atâta vreme cât ai curajul să vii cu sufletul deschis, cu inima deschisă. Și asta o simțim și noi pe scenă. E adevărat, am început să ne bucurăm dacă înainte strâmbam din nas când
era sala pe trei sferturi sau nu gemea așa cum se întâmpla câteodată la anumite comedii când veneau chiar și peste capacitatea sălii și simțeai lucrul ăsta din plin prin energia pe care ți-o dădea publicul fiind pe scenă, te simțeai mult mai încărcat și aveai altă prestație față de publicul spectator. Acum am început să ne bucurăm în urma pandemiei și de o treime din sală și să apreciem și să ne bucurăm de actul artistic chiar și după mască. E adevărat, simțeam greu reacțiile, dar chiar și așa cel mai important pentru noi a fost să avem spectacole atâta vreme cât ni s-a permis și atunci când nu am avut să găsim soluția de a ajunge și de a păstra legătura cu publicul spectator și prin intermediul dumneavoastră și pe această cale vă mulțumim. A fost un proiect reușit, până la urmă telespectatorii au putut să țină legătura cu teatrul cei care au dorit, adică au fost piese pe mai multe televiziuni, au putut să vadă principalele reușite ale teatrului. E adevărat, nu cu emoție, nu cu alte lucruri, ceea ce se întâmplă într-o sală de teatru. Mă iertați, asta m-a făcut și pe mine să înțelegem faptul că și noi trebuie să trecem la alt nivel din acest punct de vedere. Dacă până acum spectacolele le înregistram cumva mai mult pentru a le avea la arhivă, nu neapărat cu gândul că la un moment dat vor putea servi drept material pentru televiziuni, ne-a obligat să fim mai atenți cu acest aspect și să filmăm la o altă calitate, în mai multe camere. Să apelăm de multe ori la colegii de-ai dumneavoastră pentru a avea surplusul de oameni, de personal pentru acest lucru, pentru că dacă ne uităm la ceea ce înseamnă Teatru TV și am avut bucuria această vară să avem această experiență alături de colegii de la TVR1, e o armată de oameni acolo care se ocupă de așa ceva, care prelucrează imaginile într-un anumit fel, lucruri la care un singur angajat pe care îl avem noi, suplinit de colegi actori, suplinit de colegi din compartimentul marketing, PR, de multe ori chiar colegi de la scenă cu ajutorul unui telefon mobil au făcut clipuri de prezentare și chiar filme, dacă pot spune așa, scurt metraje, cel puțin Eminescu la Florești e filmat cu un telefon mobil. Montat și pus în... Deci a fost, până la urmă, o provocare care, iată, a dus la ceva, la un produs finit destul de reușit, am putea spune. Mulțumim frumos! Dar, apropo de situația asta, pentru că ați fost prezenți în casele Gorjeniu, poate mai mult decât înainte, că erați prin intermediul televiziunilor. Corect! Deci ați avut o anumită legătură cu publicul, însă cum a fost legătura cu publicul direct, atunci când s-a putut? Cu o treime, cu jumătate, cu... De o emoție pe care mi-e greu să o descriu în cuvinte. Nu se poate simți decât în sală și asta au împărtășit mai toți colegii de prin țară. Revenirea în sălile de spectacole a fost cumva o mare bucurie de ambele părți și cu o emoție pe care nu credeam vreodată că vom trăi, chiar dacă nu eram atât de mulți, dar împărtășeam cu toți un sentiment, un gând, o stare și anume bucuria de a fi împreună. Și ne-am dat seama cât de bine e și cât de fericiți eram și nici măcar nu eram conștienți de acest aspect. Ca să trecem pe partea, să zicem, de educație, pe partea de copii, unde aveți un teatru care aveți o parte consistență dedicată tinerilor, da. O parte mare a activității dedicată tinerilor și cu reușite. Cum a fost relația cu tinerii în această perioadă? A fost mai... restrânsă decât de obicei. Anul trecut nu am reușit să facem clasicele abonamente, ceea ce ne-a lipsit foarte mult, dar m-am bucurat astăvară când am văzut că la spectacolele programate în aer liber sau chiar și în sală, atunci când am putut să jucăm în aer liber, acum pomenesc de cazul Tudor Vladimirescu sau de Fabrica de Impro, Bigamul 1, Bigamul 2, care s-au jucat în sală, am văzut foarte mulți tineri. Practic, din rândurile abonaților de acum 2 ani, erau printre primii care veneau și își rezervau locuri la spectacole și asta n-a putut decât să mă bucure. E adevărat, am pierdut contactul cu marea masă a lor. Am încercat să demarăm acel proiect acum un an jumate cu școala literară audiovizuală. Am postat pe site-ul teatrului piese de teatru care fac parte din programa școlară. Am încercat să păstrăm
cât de cât o legătură, dar nu este același lucru. Mai ales că, așa cum, după cum bine știți și dumneavoastră, altfel e în sală când poate la începutul unei piese cu temă istorică apare un cadru didactic și îi introduce pe elevi în atmosfera istorică, la fel la un spectacol vizual, în ABC-ul decriptării imaginii vizuale, contactul direct e cu totul alt. E aproape același lucru pe care l-ați trăit și dumneavoastră din perspectiva cadrului didactic. Predarea online e cu totul altceva și asta o spun și din perspectiva părintelui care a fost acasă, în spatele copilului, încercând cumva să fiu un liant între educatoare și copil ca să înțeleagă mai bine mesajul, cu atât mai mult la clasele fragede. Pot spune cumva ca o constatare, nu pot să îi zic altfel, urmărind zilele acestea, mai ales că am avut duminică premieră la spectacolul Frumoasa și Bestia, urmărind reacția copiilor, nu pot să nu observ cum s-a pierdut acest obicei de a ști cum să mă comport la teatru, de a ști cum să gestionez ceea ce văd și care îmi place și felul în care reacționez. Și acest lucru se deprinde cu atât mai mult de la vârstele fragede, prin intermediul părinților care îți fac educația de acasă, a felului în care trebuie să te comporți, nu numai la teatru, în societate, în mod firesc și normal, dar și prin intermediul profesorilor, a cadrelor didactice care vin cu elevii la teatru. Și constat cu oarecare strângere de inimă această lipsă a exercițiului pe care l-am pierdut timp de un an și jumătate. Cred că se creează o emulație. De la an la an era altfel, veneau tot mai mulți copii la teatru, era o întrecere chiar și între instituții, între licee, chiar între gimnazii, să meargă la teatru. Acest lucru, din păcate, datorită pandemiei, s-a pierdut în mare parte. Când reluați acest lucru? Pentru că deja sunt foarte multe întrebări de genul ăsta, dacă anul ăsta, bine, nu știți în momentul de față situația pandemiei, dar indiferent care va fi situația, noi începem. Demarăm clasicele abonamente, începem de... Chiar astăzi am avut o întâlnire cu doamna inspector general și am discutat pe această temă. De asemenea, vrem să demarăm festivalul de teatru pentru elevi Constantin Stanciu-Vișbrănișteanu, mai ales pentru că nu am avut timpul fizic de a ne ocupa de el astă primăvară, sfârșit de an școlar, anul trecut. Și va fi în aceeași perioadă sau va fi în această toamnă? Îl facem acum în toamnă, ceea ce am ratat astă vară, da. Și în vară o da Dumnezeu să depășim și acest val și să ne reluăm activitatea așa cum obișnuiam, cu un actor care să coordoneze grupul de elevi din fiecare școală. Din fiecare liceu, da. Și așa mi se pare normal, chiar dacă în această stagiune vom avea practic două festivaluri. Dar e important să recuperăm, acum vom face o ediție mai restrânsă, tot online, ca să nu răpim copiilor timpii pe care i-ar putea petrece la școală și sunt convins că sunt multe încă de recuperat, dar îl vom gestiona tot într-o asemenea formă. Colega mea Ioana Bogdan se ocupă, ea este directoare de festival, se ocupă de acest proiect și ne vom limita de această dată, față de ultima ediție care a fost tot online, la două secțiuni, scriere creativă și interpretare. Cu clipuri de maxim 3 minute trimise pe adresa teatrului, dar mai multe vom spune la conferința de presă special dedicată acestui festival. Ideea e că îl demarăm. Da, e o știre, să zicem în așa, premieră. Da, în premieră. Am dat din casă. Faptul că, da, festivalul se va desfășura și în această toamnă o ediție și anul viitor o ediție normală, să spunem așa, la timpul potrivit. Vorbeați de abonamente. Care ar fi ele? Cum se mai păstrează ele și ca sumă și ca ce spectacole sunt în ofertă? Exact ca și acum 2 ani. Prețurile au rămas aceleași, nu s-a schimbat nimic. Chiar dacă inflația și toate lucrurile au sărit în aer. Da. Noi trebuie să asigurăm accesul la cultură conform Constituției tuturor doritorilor care doresc să treacă pragul unei instituții, ca precum Teatrul Dramatic Elvira Godeanu. Dacă vorbim de abonamentele pentru elevi, prețul este același, 50 de lei, au 5 spectacole în abonament.
vorbim practic din ce au de ales, să spunem așa. Am cuprins sau 8, ce vor vedea. 8 titluri, tocmai pentru că nu știm care va fi, încă sunt o grămadă de necunoscute care țin de durata spectacolului, de pauză sau fără pauză. Chiar este o dispută zilele acestea referitor la ceea ce se întâmplă la festivalul Enescu, unde spectacolele, e adevărat, au o durată, n-ai cum să tai sinfonia în două, că depășește... Da, Beethoven nu s-a gândit că cât e pandemie să scurteze, da? Exact, exact. Sau sunt pauze între o sinfonie, între momentele lirice. Tocmai de aceea am prins o plajă mai largă de spectacole pentru a putea să ne adaptăm, sau, Doamne fere, apare un caz între colegii de la teatru, să avem posibilitatea de a nu opri activitatea, ci de a continua poate cu un alt spectacol și totodată să ținem cont de siguranța tuturora. Vorbim în primul rând de multe titluri pe care le-am dat ca și premieră, dar care nu au avut ocazia să intre în abonamente, neavând anul trecut, și aici mă refer în primul rând la Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, în regia lui Gavril Pinte. Mă refer la Regăsire, spectacolul lui Radu Botoar și al Mălinei Andrei, un musical pe care l-am jucat anul trecut la Grădina de Vară. Am avut 2 sau 3 reprezentații. Vorbim de Bigamul 1, Bigamul 2, spectacole pe care le-am reluat în această vară, tot pentru stagiunea estivală, numai că așa s-a făcut că niciodată nu ne-am potrivit să putem juca la Grădina de Vară, pentru că erau și acolo evenimente și tocmai de aceea l-am jucat tot în sala teatrului. Vorbim de Îndrăgostiții din Ancona, tot un spectacol pe care nu l-am jucat decât o reluare, de fapt o refacere a unui spectacol, unui titlu mai vechi prezent în repertoriul teatrului. Nu l-am putut juca decât la Grădina de Vară și acum ar fi păcat să nu-l putem juca și pentru abonați, mai ales că este un spectacol foarte iubit de către publicul spectator și de către actori totodată. Vorbim de premiera pe care ne dorim din toată inima să o scoatem, spectacol pe care l-am întrerupt exact în debutul pandemiei, din motive lesne de înțeles, Istoria comunismului povestită pentru bolnavi mental de Matei Vișniec, în regia lui Slava Sambriș. Dar iarăși sunt câteva elemente pe care nu le cunoaștem. Vorbim de dialog, spectacolului Mălinei Andrei și a lui Radu Botar, spectacolul în două personaje. Vorbim de Prietenul din Franța, regia domnului Valer de la Chieza. Titluri sunt destule. Deci o ofertă destul de bogată. Dar din acestea ne dorim, ca să putem să ne întâlnim cu abonații, măcar pentru 5 reprezentații. Vedem acum care vor fi normele. Important e că suntem pregătiți și avem și planul A, și B, și C. La momentul potrivit vom ști ce e de făcut. Fie să ne raportăm la durata, care e posibil să fie restrânsă, așa cum mi-a zis că la Timișoara la 8 se închide. Bun, dacă da, noi la, se va trece, da, la 7 începem un spectacol, poate că vorbim de un spectacol de o oră, ne raportăm la un one-man show. O altă surpriză cumva pe care ne dorim să o pregătim spectatorilor, o formă pe care și domnul Marian Negrescu a încercat să o aducă cumva în atenția publicului, a unei alte categorii de public, poate la o oră neobișnuită, spectacole, cum le zicem noi, de unul singur, chiar dacă nu ești de unul singur, chiar și când susții un one-man show, pentru că ai partener publicul, dar cu un număr restrâns de spectatori, maxim 40 pe scenă, și cu un examen, dacă putem spune așa, de maturitate al celor care își doresc să-și asume un astfel de proiect. Și avem 2 titluri în pregătire, vorbim de Ioric, unde îl vom vedea pe fiul Cristian Vlad sub îndrumarea lui Radu Botar, pe texte shakespeariene, și de Dorian Gray, o adaptare după romanul celebru al lui Oscar Wilde, Portretul lui Dorian Gray, la fel un one-man show pe care îl va coordona colegul nostru de la Petroșani, care este și regizor și un regizor care deja a primit o nominalizare la premiile UNITER pentru debut, Radu Tudosie, care va selecta... Nu știu. Sunt deocamdată 3 dintre colegii mei supuși acestui casting. Vom afla după 1 octombrie cine va fi fericitul sau nefericitul. Spun fericitul pentru că este un
foarte mare text și o mare provocare actoricească să îți asumi o asemenea partitură. Și eu sunt curios cum poate să transforme sau să esențializeze un roman de asemenea amploare într-un one-man show. Dar este în lucru. Așa cum vă spuneam, pentru publicul format din cei mici, nu numai, pentru că, în general, spectacolele noastre de copii nu se adresează doar copiilor, da, ci și părinților și bunicilor, au elemente care fac deliciul tuturor categoriilor. E în pregătire și acest titlu de care vă spuneam, o reluare. De fapt, va fi premieră, dar e o reluare a activității pe care am fost nevoiți să o întrerupem cu istoria comunismului, poveste pentru bolnavi mental. Da, sună foarte provocator proiectul. Știu că vorbeați la un moment dat de el, cred că acum un an și ceva, și nu s-a mai auzit nimic. Da, păi vorbeam, trebuia să vină domnul Matei Vișniec, ce urma să primească premiu pentru întreaga activitate, premiul național Elvira Godeanu, în ideea în care am fi avut festival. Trebuia să se întâmple niște lucruri care cumva nu s-au mai întâmplat, dar pe care sperăm să le reluăm și să le ducem la și bun sfârșit. Și asta ar fi în această toamnă sau acum, undeva în primăvară? În această toamnă. Spre sfârșitul lunii octombrie ar trebui să iasă premiera. Da, deci se anunță destul de multe evenimente pozitive, da, la teatru, doar pandemia să ne permită și totul ar fi ok. De asemenea, suntem în casting cu Ada Milea, cu care la fel ne dorim să facem un spectacol, s-a ales cumva titlul, e vorba de Exploratorul, după Tropice Tâmpe al lui Florin Bican. Suntem în casting, avem un grup unde postăm fiecare când pregătim câte un clip muzical pentru ca Ada Milea să își poată selecta echipa cu care va începe lucrul de la debutul anului 2022, începutul lunii ianuarie, și cu premiera programată pe jumătatea lunii martie. Și de acolo încolo suntem pregătiți și suntem în discuții cu alți regizori. Acum nici nu am putut să facem un afiș, așa cum obișnuiam, cu toate titlurile, cel puțin ale premierilor pe care le vom avea până la sfârșitul anului, pentru că e un întreg carusel. Programul tuturora s-a dat peste cap. Pot spune că suntem în discuții cu Vlad Cristache, dar cu care deja am împins pentru debutul de stagiune 2022-2023, un foarte talentat regizor, și atunci a trebuit să găsesc alte soluții și acum momentan sunt în discuții cu soții Grosu, Andrei și Andreea Grosu, la fel doi tineri oameni de teatru, că nu pot să spun doar regizori, pentru că sunt și actori, conduc și un teatru în București, o entitate particulară care mă bucur că a supraviețuit acestor vremuri. Și aștept pe sfârșitul acestei săptămâni un răspuns și din partea lor. Și aici e problema cea mai mare. Ar fi pentru anul acesta ultimul? Sau? Pentru anul acesta. Practic să avem spectacolul de debut de festival. Și iarăși un titlu pe care, din fericire, îl știm. Este o adaptare scenică a unui proiect care l-au încercat colegii mei, Pompiliu Ciochia, și cu echipa tânără de actori, dragă doamnă profesoară, de Elena Razumovska, pe care l-am avut în format de teatru radiofonic. A fost un experiment, dar a zice un experiment reușit, care cumva m-a convins că merită o montare scenică, un spectacol pe care ne-am dorit să-l prezentăm ca bonus, dacă pot să spun așa, sau să fie prezentat în gala premiilor festivalului de elevi din vară. Da. Și așa, în linii mari, am creionat cumva stagiunea ce urmează o împlini. N-am pomenit de unul dintre proiectele la care, la fel, suntem în discuții acum strict legat de program, un upgrade, ca să mă exprim așa în limbajul la mod anglosaxon, da, să zicem așa. Al spectacolului de improvizație pe care îl avem, mai ales că avem o reușită din acest punct de vedere. Colegii noștri s-au întors acum 2-3 săptămâni de la Oradea cu premiul cel mare, au câștigat acest festival, concurs,
și fiul Cristian Vlad a fost desemnat cel mai bun actor de improvizație de la fața locului și am considerat că merită să trecem la o altă etapă în această formă de teatru care este extrem de sănătoasă pentru orice actor care își dorește să se mențină viu și proaspăt. Se numește long form. Nu acesta va fi neapărat titlul spectacolului, dar e o altă formă de improvizație mult mai concretă, mai directă și bazată pe o relație, dacă putem spune, mai intimă între spectator și actor. Practic, e vorba de preluarea pe baza unui interviu foarte scurt dintre cei de pe scenă și un spectator ales la întâmplare despre o poveste sau o întâmplare esențială din viața lui, nu știu cum ar fi nunta sau cum ar fi examenul la facultate, unde se află cât mai multe detalii din partea acelei persoane despre, despre colegii sau întâmplările și lucrurile poate mai picante legate de ceea ce s-a întâmplat atunci, sunt reproduse pe scenă într-un spectacol de până într-o oră. Da, un asemenea tip de spectacol cere și un anumit public, adică exact, cu un anumit nivel. Dar deja cred că totuși Târgu Jiu l-are deja, pentru că teatrul și-a făcut un public al lui. Vreau și eu să cred că da, dar cred că e dedicat cumva tuturor categoriilor de public, tocmai pentru că devine foarte interactiv și amuzant. Pentru că n-ai cum să afli și să joci în tocmai și de foarte puține ori capătă o tentă dramatică sau tristă ce se întâmplă acolo și cred că e interesant să-ți descoperi propria povestire prin ochii și interpretarea actorilor și asta capătă de cele mai multe ori efecte comice. Am înțeles, ne-a sprijinat în mare măsură ce se va întâmpla la teatru în acest an, cum spuneam, pandemia poate să ne facă surprize neplăcute, dar nu ne pot opri. Deci e clar, avem deja experiența precedentelor valuri, o să trecem și de acesta, este clar. Obligatoriu. Și cu siguranță avem nevoie de teatru, cum avem nevoie de educație, de școală. Și pentru că vorbim și cu profesorul de data asta, Cosmin Brehuță, haideți să încercăm să vedem care ar fi cele punctele comune între teatru și educație și școală. Și ce ar trebui să facem? Pentru că mai e o problemă. Reforma educației de care tot vorbim ar presupune mai mult teatru, cred, la școală. Din păcate, noi ne-am oprit cu ea pe undeva, dacă am început-o vreodată cu adevărat, ne-am oprit cu ea prea departe de aceste lucruri. Nu știu dacă sunt cel mai în măsură să discut despre acest aspect, dar mulțumesc pentru mingea ridicată la fileu. Și trebuie să recunoaștem că avem o problemă mare în învățământ. Și asta o spun din perspectiva faptului că odată ce m-am întâlnit cu această disciplină, e adevărat, abia la facultate, mă refer ca disciplină didactică, viața mea s-a schimbat total. Întâlnind oameni care au livrat, dacă pot să spun așa, mercantil, către noi cele mai bune intenții și informația de cea mai bună calitate și lucru cel mai important, atenția la evoluția sufletească și spirituală a studentului, m-a impresionat atât de mult încât mi-am dorit și eu la rândul meu să urmez o carieră didactică. De altfel, cred că nu putem vorbi, nu numai în Gorj, cred că în toată țara, de o diferență sau de o lipsă de colaborare între teatru și educație. Nu? Să ne aducem aminte de Constantin Stancioviș Brănișteanu. Profesorii au fost cei care au pus bazele teatrului în Gorj. Tot timpul a existat un dialog extrem de prolific între educație și teatru sau educație prin teatru. Are din fericire aceste valențe. Din păcate, pentru sistemul nostru educațional, care pune de cele mai multe accent pe rezultat și mai puțin pe evoluția elevului, concret vorbind, asta mi-aduce aminte așa ca paranteză de întâmplare foarte amuzantă și tristă totodată. Acum câțiva ani, dându-i 4 unui elev, încercam să-i spun că nu e așa o mare tragedie. Important e ce învață din
povestea asta și la care copilul mi-a răspuns, da, da, domnul, bine, să-i spuneți asta lui mama. Și așa mi-am dat seama ce legătură între mamă, teatru și sistemul educațional. Pentru că, din păcate, judecăm. Ne judecăm. Păi, tu ai luat, dar Gigel cât a luat? În loc să ne întrebăm, tu, copilul... De ce ai luat tu atât? Da. Tu ce ai învățat din asta? Sau de ce ai luat 4? Nu contează cât a luat celălalt. Este foarte important mobilul psihic. Ori, la teatru avem ocazia mai mult decât orice să, prin tipul activității, să creăm practic o oază în acest sistem educațional care are nevoie de un upgrade. Lessing spunea foarte bine, mai important decât adevărul este drumul către adevăr. Ce câștig și cum este parcursul meu? Că de multe ori ajung din punctul A în punctul B și nici măcar n-am apucat să mă uit în stânga sau în dreapta să văd ce e în jurul meu. Și trec doar cu partea asta a corpului în care sunt înmagazinate și stocate informații, se răsplătește ce? IQ-ul și capacitatea de a reproduce și memoria. Asta e învățământul. Deocamdată e reproductiv. Partea creativă aproape că lipsește sau oricum e la cote de avarii. Și dacă e să ne raportăm poate la cel mai mare club unde avem oamenii cu cel mai mare IQ din lume, câți am auzit despre ei și care au fost realizările lor în afară de faptul că sunt oameni foarte inteligenți? N-am auzit vreun mare afacerist, un om care să revoluționeze. Sunt unii care ajung savanți și poate au lăsat ceva în urma lor. Nu vreau să vorbesc cu păcat acum, nu, și repede, dar, sunt cel mai dar măsură. Dar procentul este destul de redus. Când putem să mai pomenim de câteva alte tipuri de inteligență care trec total neobservate în cadrul sistemului nostru educațional și aici mă refer la inteligența emoțională, nu? Vorbim de părinte, mă rog, cel care a denumit-o ca atare, Daniel Goleman. Vorbim de inteligența creativă. Ori creativitatea, cred că e cea mai eludată în sistemul nostru educațional. Și o putem extinde în orice domeniu, de la matematică până la istorie și cultură civică, dacă se mai face. Da, educație socială ori, se numește din acum, păcate, câți învățăm despre felul în care să ne gestionăm emoțiile? Lucru care mi se pare foarte important. Câți învățăm despre felul în care să susținem un discurs, un interviu? Cum să vorbim? Cum să ne adresăm? Da, școala românească nu răspunde acestor deziderate. Deși e nevoie de ele în viața de zi cu zi. Cum să învăț să simt o poezie, să o trăiesc, nu doar să reproduc un comentariu? No offense profesorilor, care, na, trebuie să livreze, da, că așa e... Asta cu comentariile s-a mai evitat în ultimii ani, s-a schimbat puțin... Da, dar ei nu au capacitatea, copiii, și am trecut și eu pe acolo, de a mă putea exprima liber într-un limbaj cât se poate de coerent, dar bazându-mă pe simțămintele mele în legătură cu ceea ce îmi transmite un anumit text, fie el liric, dramatic sau... Epic. Păi vorbiți de texte de acest gest, dar noi știm din păcate că avem 42% din absolvenții de clasa 8-a analfabeti funcțional. Deci nu pricep orice text. Da. Deci nici măcar o știre. De... Știu. E foarte trist punctul în care s-a ajuns. Din fericire la teatru și de asta m-aș bucura dacă s-ar implementa, am înțeles că legislativ s-a făcut acest pas ca școlile să aibă opțional de arta actorului prin care copiii au ocazia să întâlnească un alt fel de a descoperi lumea. Multilateral, ținând cont că teatru e o artă sincretică și, în primul rând, emoțional. Și cei mai mulți dintre noi care am pornit pe acest drum, nu avem cum să nu recunoaștem felul în care noi înșine am evoluat prin întâlnirea pe care am avut-o cu teatru. Nu doar frecventarea spectacolelor, ci interacțiunea directă, jocul de rol, prin care n-ai cum să îți însușești un rol atâta vreme cât nu deschizi o carte. Ești obligat, cât nu te documentezi despre acel personaj, cât nu te întrebi, dar oare el ce simte? Pentru că, nu, cel puțin noi așa am fost învățați în facultate, așa ne spunea profesoara, nu-l judeca pe cel de lângă tine, că mâine s-ar putea să-l joci.
încearcă să-l studiezi, notează-ți și să-l înțelegi, psihologic vorbind, ca să înțeleg mobilul. De ce Medea își omoară copiii? Dau un exemplu. Și am făcut acest exercițiu și cu drag, de fiecare dată mi-aduc aminte și îl pomenesc cu fiecare ocazie, chiar cu una dintre colegele celor care astăzi sunt colegi la teatru. Și în clasa a 12-a, când făceam teatru antic, am rugat-o să ieșim cumva din tiparele clasice unde dăm teză ca la română, la istoria teatrului, să ieșim din tiparul clasic de ascultare și am rugat să interpreteze un personaj fără să spună nimic non-verbal din tot ce studiaseră până în acel moment la istoria teatrului. Și una dintre fete, Mirabela pe numele ei, a ieșit în fața clasei, a încercat să-și asume acel personaj, a năpădit-o instant plânsul, n-a apucat să joace nimic, doar atât a spus: eu nu pot să fac asta. Și toată clasa a înțeles ce a vrut să ne arate. Dar simplu fapt că acel copil a încercat să își asume o trăire care nu era a ei și să înțeleagă un personaj crunt, extrem de tragic, pentru mine a însemnat mai mult decât orice. Ca și nu pot să spun, ca și om căruia i-a fost împărtășită o stare și o emoție reală. Copilul acela a înțeles ceva fără să trebuiască să spună nimic. Nu ar fi contat 10 pagini scrise ca lucrare cât a însemnat acel mic moment pe care nu poți să-l descrii în cuvinte. Valabil, nu știu, cu ceea ce se întâmplă la arte plastice sau la muzică. Sunt lucruri pe care nu le poți descrie în cuvinte sau fiecare o face în felul lui. De aceea e atât de interesantă întâlnirea cu teatru, unde practic aduni toate artele la un loc și ai ocazia să te manifesti și să-ți descoperi locul tău. Poate că nu ești bun pe zone de interpretare actoricească, dar poate că ești bun pe felul în care poziționezi elementele într-un cadru, ceea ce înseamnă că ai viziune scenografică. Aici e problema. Profesorii noștri, de la domnul Trandafir începând și până învățător la vremea aceea, dascăl, și până în ziua de astăzi, n-ar trebui să stăpânească măcar părticică din arta actorului, să fie un actor când transmite ce are de transmis? Eu cred că ar trebui să stăpânim în primul rând cei care suntem... Pentru că suntem... destul e Google-ul, nu cred că e nevoie de... Exact, exact. Cei care suntem la catedră și valabil și pentru cei care suntem pe scenă, pasiunea. Pentru că atunci când te pasionează un anumit domeniu, n-ai cum să nu cauți într-una și să găsești cele mai bune forme, că tot pomeneam de creativitate, astfel încât să poți stabili repertoriu comun dintre subiect și obiect. Ca să se poată întâmpla schimbul real, ceea ce online nu are cum să o facă. N-are cum, oricât am încercat. E nevoie de acest tip de întâlnire prin care energiile dintre noi, chiar și în acest moment, se schimbă. Are loc un flux. Și dovadă că, apropo de rezultatele învățământului online, unanim recunoscute, sunt mult mai slabe decât celelalte. Poate totuși rezultatele la examenele naționale au contrazis puțin anul acesta, tocmai de asta. Și a mai fost și o altă, să spunem așa, o altă problemă. Pregătirea aceea făcută, deci în momentul când copiii se canalizează pe o anumită disciplină, poate să dea randament mai bun. Deci s-au mai făcut și alte, știm noi, învățământul nostru ce hibe mai are și posibil să fi muncit și față în față destul de mult, chiar dacă nu e oficial, chiar dacă la școală erau în online, să spunem așa. Adevărat. Întorcându-ne la viața de artist până la urmă și la teatru în general, și profesorul și actorul sunt pe scenă. Acum depinde foarte mult, cum spuneam, cum vorbeați mai devreme, de emoțiile pe care poate să le transmită, să-l faci pe celălalt, spectatorul, că e elev sau simplu spectator, să preia, să asimileze ce transmiți în acel lucru. De ce mă gândeam aici că ar fi nevoie de o disciplină ca teatru, cred că ar fi nevoie la școală, dar nu numai pentru copii, poate și pentru cadre didactice. Da. A zis un mare adevăr și un lucru care n-ar fi greu de implementat, atâta vreme cât ar putea exista din partea formatorilor
proiecte depuse la inspectorat. Da, și dacă s-a învățat în online să predea unii care n-aveau, nu știau să deschidă calculatorul la momentul când a început pandemia și acum sunt unii chiar se descurcă foarte bine, da, pot să învețe și noțiuni de, care să îi ajute să fie mai spectaculoși în fața copiilor. Până la urmă, trebuie să recunoaștem că are și o parte bună treaba cu Bologna, nu? Long life learning. Nu strică la nicio vârstă să treci prin astfel de experiențe și să îți îmbunătățești repertoriul sau să găsești noi forme sau canale de comunicare prin care să știi cum să stabilești un raport real dintre tine și elev. Da, asta vă și întrebam cumva. Școala este în momentul de față, și asta nu ne referim doar la școala românească, sistemul educațional european, mondial chiar, este într-o perioadă de, să zicem, de schimbare, de restriște, pentru că nu reușește să găsească punțile care să transmită mai departe actualei generații tinere ce trebuie să transmită. Adică nu, tinerii de acum sunt mult mai reticenți la anumite, să zicem, la activitatea clasică. Și toate sistemele educaționale, de la Franța la România, că tot am vorbit, dar și englezii și americanii mai ales, nu mai este învățământul ce a fost. Deci trece printr-o criză și de unde ar putea să vină rezolvarea? Pentru că e clar, partea cu device-urile nu ne ajută și nu ne ajută foarte mult. E nevoie totuși de magistru acela din antichitate, trebuie să ne întoarcem cumva acolo. Adică e nevoie de profesor, e nevoie de profesorul actor, să zicem așa. E clar că e nevoie de schimbare de paradigmă. Nu știu dacă am eu răspunsurile, dar n-am cum să nu realizez că există state care dețin cât de cât au o cheie pe care o aplică și o schimbă de fiecare dată când e nevoie, prin simplu fel că au centrat în primul rând atenția către elev și propun tot felul de, nu știu dacă ne referim la sistemul finlandez sau la, da, care e și foarte mult teatru în sistemul finlandez. La cel sudcorean, da. La cel în care elevul nu mai este recompensat dacă a înghițit, practic, dacă și-a învățat dresajul, nu? Ci este lăsat să descopere, n-are examene până la o anumită vârstă, tocmai pentru a-i se crea libertatea, nu a-i se crea, a permite sistemului natural pe care îl avem, pentru că suntem curioși. Atâta vreme cât cadrul în care mă manifest îmi stimulează curiozitatea, și când mă refer la cadrul, nu mă refer doar la spațiu de curs, ci și la cadrele didactice, automat voi deveni interesat de unul din domeniile care, la care simt că am ceva întrebări. Și în momentul în care se întâmplă ceva ce să-mi capteze atenția, automat se secretă dopamină și intrăm în zona de neurotransmițători care automat te fac să vezi cam pe unde ți-ar fi drumul. Și s-a constatat de foarte mult, fie că vorbim de grupele mici, fie că vorbim de grupele mai mari, că tocmai ne ducând până la capăt sau rezolvând o anumită problemă și dându-le posibilitatea copiilor de a, dau exemplu concret, de a pune cuburile în felul în care își doresc ei, dacă e vorba de un joculeț de construcție sau pe elemente de experimentare, ei sunt mult mai interesați să găsească soluții mult peste ceea ce poate s-ar fi gândit un profesor în felul în care poate fi rezolvată o anumită problemă, ecuație. Cumva e unul din principiile pe care noi la Teatru Viola spune foarte interesant. Dacă profesorul are 100 de metode de a rezolva o problemă, copilul poate să-ți vină cu 1001. Și în momentul în care întreg sistemul este direcționat către această perspectivă, se modifică total paradigma. Și vedem deja rezultatele sistemului, cum spuneam, sistemului finlandez, sistemului sudcorean. Acum, e adevărat, sunt forme și forme. Important e că ei le manifestă, nu rămân într-o perpetuă reformă, așa cum suntem noi, care vedem foarte bine. Noi ne reformăm doar în vorbe, deci nu ajungem la partea de fapte. Inclusiv celebru, am avut aici o discuție, o dezbatere în urmă câteva săptămâni pe România Educată, care e o enunțare de principii. Frumoasă, am lucrat 6 ani la asta, până o implementăm mai durează, mai trece câțiva ani,
și pierdem alte generații, fără să facem un pas înainte. Pentru că n-am făcut din asta o prioritate la nivel de stat. Indiferent de cine se succede la putere, să știe că a luat asta de aici, trebuie să o ducă acolo. Știm că educația și sănătatea sunt priorități naționale, aflăm de fiecare dată, dar din păcate nu se vede decât, încă o dată spun, la nivelul de declarații. Și mă întorc cu toate astea ca, să zicem, ca un live motiv al emisiunii de astăzi, că e nevoie de arta teatrală să o stăpânească și cadrul didactic, indiferent de ce, în ce domeniu este el. Avem de luptat, de fapt, cadrul didactic în sine este un actor și el, pentru că clar, da, n-are ce face, așa a fost sortit, să spunem, dar problema e următoarea. Ce am putea să facem și mai mult să captăm pe acești tineri care s-au născut cu, să zicem, de la 2-3 ani sau de mai devreme cu tableta în mână și cu alte chestii, să-și ia ochii de la tabletă și să ne urmărească, să încercăm să facem un pas în mai departe. Trecem noi în mijlocul lor. Da. Asta îmi pare una dintre soluții pe care le-am experimentat de foarte multe ori și să-i punem pe ei în locul nostru. Chiar am avut bucuria de a reveni, e adevărat, doar pentru 2 ore pe săptămână la catedră vineri și m-am simțit atât de bine alături de elevi și exact ăsta a fost primul lucru pe care l-am făcut. Eu am trecut în bancă și am rugat pe ei să treacă în fața clasei la catedră. Chiar dacă asta însemna un simplu exercițiu de cunoaștere, prin care vrem să ne cunoaștem unii pe alții, vrem să știm care ne sunt visurile, care ne sunt năzuințele și constați câteodată cu bucurie cât de frumos pot visa unii dintre copii și cum trebuie să încurajați, că de fapt aici e unul din cârligele cu care putem să îi prindem pe copii și a folosi și acest instrument, dar conștientiza că e doar un instrument care mă ajută să-mi îndeplinesc poate parte din visul pe care l-am plănuit, din experiența pe care mi-o doresc să o trăiesc. Și făcând acest schimb, automat elevul capătă importanță, capătă, aici nu e doar o treabă de orgoliu, capătă scop și credință din partea celui care îl urmărește și ghidează pașii că poate reuși în visul lui și cu sfaturi atunci când e nevoie pentru a învăța unde să calce peste obstacolele care inevitabil apar în cale. Concluzia emisiunii de astăzi este că teatru și educația trebuie să meargă unul lângă altul. Aproape că nu se poate una fără alta. Așa este. Mulțumesc. Vă mulțumim pentru prezența din această seară la emisiunea noastră. Cu tot dragul, oricând. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Educația. A fost cu noi domnul Cosmin Brehuță, directorul Teatrului Dramatic Elvina Godeanu din Târgu Jiu. Mulțumim pentru atenție. La revedere!